Stațiunea Vața Băi era o perlă a turismului hunedorean, dar de mai bine de 15 ani locația nu a mai fost funcțională. Spre sfârșitul anului trecut însă locația a fost preluată de către un investitor privat și sunt șanse foarte mari ca de la începutul lui 2023 stațiunea Vața Băi să revină în circuitul turistic. Da, stațiunea a fost cumpărată de un investitor. Acum este în faza în care se fac retușurile în ceea ce privește punerea la punct a locației pentru a fi deschisă în viitor apropiat. Eu zic că la începutul anului viitor se poate deschide stațiunea de la Vața. Istoria post-revoluționară a stațiunii este una sinuoasă. După 1990, valoroasa bază de tratament și de petrecere a timpului liber a intrat în patrimoniul unei structuri de siguranță națională. Apoi, în contul unor datorii, a fost transferată către un operator de telecomunicații autohton, care a trecut prin mai multe procese de privatizare păguboase, iar situația juridică a stațiunii este incertă. Acum însă, situația pare a se fi clarificat și există toate premisele pentru ca stațiunea să revină în circuitul turistic.